În urma verificărilor efectuate de reprezentanții Direcției Județene de Agricultură Vâlcea, în perioada ianuarie-iunie 2024 au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 8.500 de lei. Celor 3 producători agricoli vâlceni li s-au găsit nereguli în ceea ce privește lipsa documentelor de proveniență a produselor, a calității și conformității standardelor de comercializare. Totodată au fost luați la control și cei care dețin depozite de cereale, dar și unitățile de comercializare pâine și produse de panificație. În domeniul legume fructe au fost verificați un număr de 71 de agenți, 4 producători agricoli și 67 persoane juridice, la care s-au urmărit respectarea normelor privind calitatea, evidența, transabilitatea lor și conformitatea cu standardele comunitare. S-au aplicat 4 avertizmente pentru lipsa de etichetă la raft produs, calitatea produsului sau țara proveniență, încălcând prevederile legii numărul 270. S-au aplicat 3 amenzi contravenționale în valoare totală de 1.500 de lei. S-a aplicat o amendă contravenționale în valoare de 3.000 de lei conform legii 145 pentru necompletarea filei din carnetul de comercializare. Încă o amendă în valoare de 5.000 de lei conform legii 312 pentru lipsa documentelor privind calitatea și conformitatea cu standardelor de comercializare. S-a aplicat o amendă contravențională în valoare de 500 de lei pentru lipsa etichetă de la raft pe produs, calitatea produsului sau localitatea de origine sau țara de proveniență, încălcându-se prevederile legii 145. În domeniul agriculturii, industria alimentară, au fost efectuate 50 de verificări. S-au efectuat 7 controle la depozitele cereale, s-au urmărit verificarea modului în care s-au respectat legământările în vigoare privind livrarea, acționarea și depozitarea cerealelor conform ordinul OUG numărul 12 pe 2016. S-au verificat 27 de unități de comercializare a pâine și produse panificație, s-au urmărit verificarea și respectarea condițiilor de comercializare și afișajului obligatoriu la pâine și produse de panificație conform OUG 12 pe 2006. S-au verificat 16 unități de fabricare pâine și produse de panificație, s-au urmărit respectarea prevederilor HG 1904 pe 2006 privind încadrarea iodarea universală a sării destinate consumului uman, lucrarea pentru hranei pentru animale și utilizarea în industria alimentară de către operatori economici care fabrică pâine și produse de panificație.